Bună ziua, Radu Srugiu, unul dintre candidații la președinția Tineretului Național Liberal, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua, Bună bine ziua! ați venit în studioul nostru. Bine v-am găsit, bună ziua! Pentru început, aș vrea să fac un apel la sinceritatea dumneavoastră și să-l cunoaștem pe Radu Srugiu, candidatul la șefia Tineretului Național Liberal. Cine este Radu Srugiu? Bună întrebare! Bună. E cea mai cred că una cele mai grele întrebări să-ți faci autocaracterizarea. Sunt un, în primul rând, sunt un tânăr liberal. M-am înscris la 18 ani în Partidul Național Liberal. Am 33 astăzi. Și strict vorbind de cariera politică, cred că am parcurs absolut toți pașii pe care un tânăr politician îi poate face, cel puțin până la vârsta asta. Am fost președinte al organizației tineret județene în județul natal, în Neamț, președinte al organizației de studenți la nivel național. Am avut șansa să candidez în 2012 cu sprijinul acestei organizații de studenți pentru un mandat în Camera Deputaților și să închei un mandat în 2016 ca vicepreședinte al Tineretului Național Liberal. Am avut de altfel șansa să fiu și președintele Curții de Arbitraj a partidului pe partea vechiului Partid Național Liberal, cum era înainte de fuziune. Și am avut ocazia din acea poziție să văd destul de în amănunt cum s-a desfășurat fuziunea între cele două partide și poate un lucru care îmi dă putere și îmi dă speranță în această candidatură, că am învățat, să spun, din relele pe care le-am văzut acolo. Faptul că noi ca partid am consumat foarte multă energie în luptele interne, în luptele între colegi, iar momentul în care a venit, a fost momentul să ieșim la adevărata bătălie politică, cea cu adversarul, care este Partidul Social Democrat, eram parcă prea obosiți, lipsiți de chef, dezbinați, astfel încât să facem politică. Să facem politica adevărată pe care până la urmă România o așteaptă la Partidul Național Liberal și pe care partidul o așteaptă chiar de la Tineretul Național Liberal. Pentru că vreau să cred că, cum voi continua poate puțin întrebarea dumneavoastră, candidatura mea astăzi pentru Tineretul Național Liberal înseamnă readucerea acelui chef de politică al tinerilor liberali. Care este proiectul dumneavoastră politic? Ce planuri concrete aveți? Proiectul, de altfel și moțiunea, este intitulată Generația Libertății și cred că reunește o parte din aspirațiile tinerilor de vârsta mea, membri ai Partidului Național Liberal și ai tineretului. Atât cei care sunt în tinere, cei care sunt în organizația de studenți, inclusiv câteva colegi din organizația Femeilor Liberale am discutat, cu o componentă pe care cred că este unică în rândul organizațiilor specifice din România cu temele rural. Noi avem o structură specială în cadrul tineretului axată doar pe problemele tinerilor din mediul rural. Pentru că sentimentul meu de foarte multe ori, inclusiv ca parlamentar am observat asta, prea puțin se acordă atenție mediului rural în România, deși dacă ne uităm pe statistici, e cam la egalitate cu mediul urban, ca distribuție. Cred că trebuie tratat separat, noi în tineret tratăm separat această chestiune. M-ați întrebat de proiecte concrete. Cred că principalul obiectiv al TNL-ului este să revin la ceea ce noi numim Școala Tineretului Național Liberal. Eu sunt unul dintre tine, la fel ca mulți alții care am crescut, am fost educat în această, cu ghilimele se spune, școală, pentru că nu mă refer la sistemul de educație, ci mă refer la un set de valori, la un set de cunoștințe, la un set de relații, de ce nu, pe care le dobândești într-o organizație de tineret. Și inclusiv poate acest mod de a nu arde etape, de a porni de la celebra lipire de afișe, asta era când m-am înscris eu în partid, în 2003, eram lipitorii de afișe. Astăzi poate se duce un pic în partea cealaltă de like and share. Nu mai e atât de necesar lipitul de afișe pentru că legea este schimbată, afișele se lipesc în sfârșit într-un mod aproape civilizat doar pe panouri, nu se mai pun bannere, nu mai este acel tip de campanie standard. Însă de foarte multe ori pretențiile sunt de la liderii, de la seniori, cum le spunem, să fim activi pe Facebook, să fim activi în mediul online, să dăm like și share la postări sau să distribuim mai departe anumite chestiuni. Aș merge mai departe atât pentru că asta nu înseamnă până la urmă, cred că, țelul unui tânăr care se înscrie într-un partid politic. Eu mi-aș dori de la colegii mei și voi, ăsta e unul dintre proiectele și dintre lucrurile pe care le cer, inclusiv celor din echipa mea și celor pe care sper să avem ocazia să-i avem alături, să își seteze un obiectiv când intră în politică. Nu știu, vreau să fiu președintele României peste 20 de ani, vreau să fiu parlamentar, vreau să fiu primar în comună, în orașul meu, în așa mai departe, îmi doresc să fiu consilier județean sau îmi doresc să schimb ceva în comunitatea mea. Cum fac asta? Ok, o faci dând like, share și lipind un afiș, de acord. Dar trebuie să încerci să luți până la pentru obiectivul tău. Politica îți poate oferi putere.
trebuie să știi ce vei să faci cu puterea respectivă. Se poate și lua, bineînțeles. Se poate și lua, în egală măsură. Dar avem un exemplu, poate cel mai evident exemplu de ce înseamnă să ai foarte multă putere și să o folosești extrem de prost. Doamna primara Capitalei, care a ținut, parcă a uitat la un moment dat câtă putere și influențare, anunțând o iminentă vijelie, care nu s-a întâmplat, am văzut reacția bucureștenilor, pentru că trăiesc în București de câțiva ani, am văzut care a fost reacția și tare mi-e teamă că genul ăsta de folosire a puterii s-ar putea ca poate peste câteva zile să vină cu adevărat un cod portocaliu similar cu cel de la Timișoara și să fim ca în povestea cu ciobănașul mincinos. Vine codul, nu vine, vine furtuna, nu vine furtuna și când va veni furtuna cu adevărat, nimeni să nu mai reacționeze și atunci să fie, din păcate, acel dezastru de care, iată că am încercat să ne ferim, nu știu, alea aiurea, absolut. De ce ar trebui să vă voteze colegii din tinele? Cred, după cum spuneam, că știu că am experiența necesară. Am mai condus o organizație de nivel național, două mandate, de cele studenți, care pe lângă șansa de a mă promova pe mine, să am ocazia să candidez, pentru că până la urmă cred că aici este cheia unei lupte interne, într-un partid politic sau unei susține pe care o poți primi din interior, cel puțin de la organizație tine, să ți se ofere șansa să fii recunoscut de către partid, astfel încât să beneficiezi ulterior de încrederea partidului, să reprezinți partidul într-o luptă electorală adevărată. Am avut această oportunitate și am experiența de a ajuta pe colegii mei să facă asta. De altfel, chiar în moțiunea pe care o susțin, propun Partidul Național Liberal ca pe locurile eligibile, pe ce înseamnă liste de consiliu local, liste de parlamentare, să existe un cuantum de 15% măcar tineri din Partidul Național Liberal. Pentru că cred cu tărie că în reforma, reîntinerea unui partid politic, vorbim astăzi de partidul al cărui membru sunt, se poate face cu tineri din interior, cu oameni din crescuți în partid, cu oameni care au trecut prin lipitul de afișe, care au trecut prin bune, prin rele, prin campanii, prin care și-au propus totuși un țel și un viitor pentru Partidul Național Liberal. Nu am absolut nicio problemă și nu, să nu fiu înțeles greșit, că am o reținere față de cei care sunt recunoscuți în societate și pot să vină să pună umăr, să se înscrie în Partidul Național Liberal și să contribuie la dezvoltarea partidului. Aș greși pentru că sunt foarte mulți colegi buni, cum este chiar unul dintre consilierii capitalei, domnul Ciucu, pe care personal îl apreciez și văd că luptă foarte mult și s-a integrat foarte bine în Partidul Național Liberal. Dar, repet, pentru majoritatea, vorbind la nivel global, cred că din tineretul Național Liberal pot proveni următorii lideri ai partidului. Unii de altfel au făcut-o înaintea mea, președinți mai vechi, să spunem, mai tineretul liberal. Sunt oameni ca confirmat, cum este domnul Dan Motrean, de pildă. Sunt oameni care au fost în structurile de tineret și care au promovat și au reușit, în opinia mea, să facă politici publice bune pentru România. Care credeți că este cheia succesului, să zic? Cheia succesului, cred că foarte multă muncă. Chiar și acum stau o zi jumătate în București, pe care merg prin țară. Încerc să vorbesc cu colegii mei, încerc să le transmit mesajul meu. Poate, iată, și interviul de astăzi va reuși să ducă mesajul meu cât mai departe cu putință. Dar cred că, în primul rând, cheia este să fii recunoscut de organizații, să fii oamenii să simtă că ești, că ai fost colegul, că le-ai fost alături și să nu te ferești de muncă, în primul rând. Pentru că, ca membru de partid, în ce am însemnat că toate demersurile, cred, unde am avut șansa sau posibilitatea măcar să particip, am fost acolo. Și am încercat să fiu acolo, fie că se întâmplau la Bacău, fie că erau la Hunedoara, că erau parțiale, că erau generale, că erau fel de fel de evenimente pe care tineretul sau partidul le-a organizat, am încercat să fiu acolo. Dumneavoastră faceți parte din generația tânără. Care credeți că sunt principalele probleme cu care se confruntă tinerii în ziua de azi? Și ce soluții ați vedea pentru a remedia aceste probleme? Problemele începând de la celebra căutare unui loc de muncă, de la recunoașterea, nu știu, valorii cu adevărat a studiilor, de la lipsa unei perspective, din păcate, pentru că am fost parlamentar în județul Suceava, sunt în continuare vicepreședinte al PNL Suceava și cât de mult pot sunt implicat și în politica județeană. Foarte mulți dintre cei de generația mea, inclusiv foști colegi de-a mea de facultate de clasă, pleacă în afară în căutarea unei soluții până la urmă. Faptul că, din păcate, în România, foarte mulți nu-și găsesc un loc al lor, o apartenență. Cred că asta este o problemă care se poate rezolva doar prin restabilirea încrederii până la urmă în instituțiile statului. Pentru că eu aici văd o principală problemă. Faptul, vedem, tot am văzut și prin media, lipsa de respect față, uneori, față de poliție. Sunt cazuri celebre, nu știu, e domnul Băureanu. Dar sunt cazuri, vedem, care nu sunt tratate cu atât, sau, nu știu, reflectoarele nu sunt atât de intens puse. Problemele din educație.
Mi-e groază, chiar vorbeam ieri, am avut o întâlnire cu cineva, discutam despre un proiect foarte interesant de pregătire a directorilor de școli. E un proiect din zona de ONG-uri, suna într-adevăr foarte bine, dar ce ne facem că în curând, probabil și dumneavoastră, ca și restul instituțiilor media, o să începeți să transmiteți că în școli nu este încălzire, că iar încep să cadă tavanele, că stau copiii cu gecile pe ei, că nu au lemn de foc și așa mai departe. Ceea ce este și real. Ceea ce este real, din păcate, și deși știu că absolut toate partidele, absolut toate partidele, inclusiv noi am promis asta de-a lungul timpului, acel celebru 6% din PIB pentru educație, sper să reușim. Și aici sper să reușim și îmi pun speranța în președintele României. S-a putut, odată, cât am fost parlamentar, am fost membru al Comisiei de Apărare și știu când a fost un moment în care, sub auspiciile administrației prezidențiale, s-a putut ajunge la un consens național politic, mă refer, în ce privește acei 2% din PIB pentru apărare. Sper și am toată convingerea că acest proiect pe care știu că administrația prezidențială îl derulează și pune mare accent pe el, pe România educată, să ducă, de ce nu, la o astfel de înțelegere, o astfel de acord între toate partidele politice din România, ca acei 6% din PIB să meargă în mod real pentru educație. Și cum știu că și atunci când s-a discutat de apărare, se discuta ca acei bani să meargă preponderent pentru înzestrare, pentru tehnica militară, nu pentru, doar pentru salarii și pentru, nu doar din consum. La fel, sper și am toată convingerea că dacă acești 6% din PIB vor fi cu adevărat atribuiți pentru educație, să meargă în infrastructura școlară, să meargă în pregătirea profesorilor, să meargă, desigur, nu spun, în salariile profesorilor, dar să meargă cu cap. Pentru că ne uităm acum, suntem în situația, mă întrebați de ce nu ar fi poate, sau care sunt problemele tinerilor. Cred că e un problemă generală a României faptul că, deși cresc salariile într-un mod halucinant, aș putea spune, celebrele anunțările PSD-ului, vedem că în același timp au crescut prețurile, cresc ratele la bănci. Practic, creșterea efectivă nu o simți. Câștig, iau poate cu 1000 de lei în plus, dar cu siguranță dau cu 1200 de lei la bancă înapoi. Crește prețul la benzină, deși văd că președintele Senatului nu recunoaște chestia asta. Mă gândesc că n-am mai pus benzină de Dumneavoastră mult. alimentați Da, și ați siguranță. Am simțit și rate. să Da, e o câte? diferență. Este chiar o diferență. Pentru că iar în ultima vreme am mers foarte mult și chiar am văzut de la plin la plin. Dacă acum 2-3 săptămâni un plin de benzină era în jur de 180 de lei, am ajuns să dau 200 de lei pe un plin de benzină în câteva zile. Chiar am observat chestiunea asta, am bonurile, cred că le-am în mașină. Chiar e o realitate. De ce credeți că încearcă să ascundă domnul Tăriceanu această Nu cred că realitate dânsul cred că nu sau mai percepe realitatea exact, nu cred că a mai alimentat. Chiar cred că dânsul, în calitatea sa de președinte al Senatului, n-a mai coborât să pună mâna pe pompa de benzină sau să vadă cum arată un bon de casă de la o benzinărie. Chiar cred chestiunea asta. Sunt convins, adică cu siguranță mașina care domnia sau circulă, cea de la SPP, nu cred că îl întreabă dacă punem de benzină 50 de lei sau 200 de lei. Și nu cred că mai are percepția asta asupra realității. Poate, știți cum era, e o întrebare care se punea, știu, deseori, mai ales înainte campaniile locale, candidaților de primărie, de consilie și așa mai departe, dacă știți cât costă o pâine, cât e biletul cu metrou sau cât e biletul cu RATP-ul, depinde în ce localitate ești. Cred că este în aceeași situație. Dânsul, efectiv, nu cred că realizează că prețul benzinei, poate dânsul nu-i Deși e pasă, este greu o de problemă pentru crezut români. pentru șeful senatului să nu știe acest lucru. Altă explicație nu pot să am. Nu cred că realizează. Dacă au încercat cumva, dacă asta a fost cumva o strategie, cred că ar trebui să dea afară niște consilieri. Dacă a fost o strategie de comunicare, să spui că nu a crescut. În condițiile în care e evident că a crescut, că prețurile s-au majorat, pur și simplu. Nu e Sau nimic să altceva. spui că ești fericit că nu ai credite. Acum știți cum, mai ai șansa să câștigi la loto dacă joci. Eu am credite, am văzut deja o mică creștere, într-adevăr nu sunt foarte mari, poate asta e șansa fericită, dar nu vreau să mă gândesc la cei care au încercat și care și-au luat o casă, poate. Și care sunt în situația, nu știu, de a nu face față cheltuielilor, nu știu cum se pot descurca. Amintiți-vă din aur de sistemul de educație din România. Cum apreciați că se descurcă actualul ministru Liviu Pop? Se descurcă? Nu cred că se descurcă. Eu nu înțeleg ce mai caută ministrul acest domn. Auzeam chiar zilele trecute că ultima trăsnaie monumentală, cea cu editura unică pentru manuale. Nu știu cărui cetățean din PSD i-a promis această afacere, că asta e senzația mea. Asta este un business foarte bun pentru cineva. Dacă ei chiar au de gând să fac chestiunea asta, mi se pare halucinant. Declarații, nu știu, care e diferența acum între eroare și greșeală sau toate. La un moment dat, eu nu mai am puterea să mai urmăresc declarațiile domnului Pop. Nu înțeleg ce caută acolo, nu înțeleg de ce este în continuare menținut în funcție după toate prostiile pe care le-a făcut. La el chiar sunt prostii.
Poate este și o criză de oameni în PSD. Probabil, dar chiar n-aș vrea să Ar dau vrea, cu... poate, să-l schimbe, dar nu are cu cine, să spunem? Ei sunt partidul cu sutele de mii de membri, nu ei sunt cei care făceau... Și-au asumat guvernarea și-o asumă în continuare să caute soluții. Dacă nu vor avea soluții, să plece. Nu e absolut nicio problemă. Să aibă putere să recunoască. Până la urmă, ei și-au schimbat un guvern cu altul. Nu? Asta e modul PSD-ului de a se juca cu țara până la urmă. Că au câștigat cu un scor foarte bun pentru ei în decembrie. Am recunoscut acea victorie. A fost voința unei părți a poporului român care s-a prezentat la vot. A fost poate vina noastră că nu am fost în stare să transmitem mesajele, să ne mobilizăm și noi electoratul nostru, electoratul indecis. A fost categorie și greșeala noastră, dar a fost succesul lor. Am văzut că în 6 luni de zile au reușit performanța să-și dea propriul guvern jos și vă faceți aminte foarte bine prin ce metode și ce circ au făcut atunci. Tot ei sunt cei cu UG13, care vor să pună mâna până la urmă, știu că poate exprimare prea, poate suna vulgar deja să pună laba pe justiție. Dar cred că încearcă chestiunea asta. Și apropo de dezamăgirea tinerilor, cred că până la urmă și neîncrederea în sistemul de justiție contribuie la această chestiune. Pentru că sunt foarte multe lucruri care se întâmplă. Am în familie apropiat juriști și avocați, nu sunt de specialitate, dar sunt foarte multe lucruri care se întâmplă și în justiția reală, cea de zi cu zi. Nu știu, în chestiuni comerciale mici, în chestiuni de diverse litigii. Sunt foarte multe lucruri care sunt în neregulă, dar cred că sunt lucruri pe care sistemul de justiție în sine și le poate rezolva. Dar orice tentativă de genul ăsta de a schimba de la an la an, nu știu, codul fiscal, de a schimba de la an la an codurile penale, codurile civile și așa mai de procedură, nu cred că contribuie la creșterea încrederii nimănui în România. Că vorbim de cetățenii români, că vorbim de tineri din România, sau că vorbim de celebri investitori străini pe care de fiecare dată îi chemăm, dar niciodată nu le arătăm regulile clare prin care vii, ok, vii, bagi banii în România pe aceste reguli și aceste reguli îți rămân până la finalul contractului pe care l-ai cu noi. Că și asta este o chestiune, apropo de stabilitate și când vorbim de o țară stabilă. Care este modelul, să spun așa, de politician care vă inspiră pe dumneavoastră? Am încercat să evit să-mi iau un singur model. Sunt pasionat de istorie, am lucruri bune, să spunem că am încercat să extrag lucrurile bune de la, nu știu, mari lideri, că vorbim de un Churchill, că vorbim de un Roosevelt, de un Margaret Thatcher, de Angela Merkel. Și modul de abordare putem face legat să o leg cumva și de un proiect din moțiunea mea, avem o idee de a reintroduce obligativitatea orilor de educație civică în școli, dar mai ales să punem accent pe valorile democrației și pe dreptul de vot, ce înseamnă cu adevărat votul, care sunt partidele politice și valorile democrației europene și occidentale așa cum ne dorim să fim. Iar modul în care Angela Merkel a tratat problema imigranților în Germania cu destul de multă fermitate și punând accentul și pe drepturile acestor oameni, pentru mine a reprezentat un exemplu foarte bun de politician. A evitat să pice în pata populismului. Putea oricând să zică nu, afară cu imigranții, și atunci probabil a câștigat cu un scor mai mare decât a câștigat alegerile acum. A avut curajul să apere până la urmă drepturile omului, drepturile fundamentale pentru modul de viață pe care noi îl dorim. De modele de politicieni, cu siguranță, evident când cunosc familia liberală istorică a liberalismului clasic românesc, reprezentat de Brătieni, de Duca și așa mai departe. Dar am evitat să-mi setez, pentru că niciun om n-a fost perfect. Niciun om politic n-a fost perfect și nu cred în perfecțiunea nimănui. Perfect poate să fie doar Dumnezeu și atât. Cu toții au avut bune și rele. Am încercat să învăț inclusiv de la lideri contemporani, care am avut ocazia să-i cunosc, să lucrez cu ei, foarte mulți dintre ei din Partidul Național Liberal, oameni de la care am avut lucruri bune de învățat, oameni la care am încercat să le observ greșelile și să încerc să nu le repet. Dar nu pot să numesc un om politic după care mă ghidez. Nu. Vă întreb pentru că la un moment dat exista modelul Iohannis în Partidul Național Liberal. Cum mă raportez la președintele Iohannis? Cum vă raportați la dânsul, exact? Cred că este cel mai bun președinte pe care România l-a avut până în acest moment. Ar putea fi un model? Îmi place foarte mult. Da, cu siguranță este un model. Este un model, cred că este pentru... Cred că primul președinte al României post-decembriste care a înțeles cu adevărat rolul președintelui în România. Rolul de mediator, rolul de prestanța pe care dânsul o dă, prin prezența personală chiar uneori, prin modul de abordare a unor chestiuni, mă face să-l recunosc cu adevărat că este președinte României. Nu mai am, n-am niciun fel de emoție să știu că președintele României duce la Casa Albă. Că ne reprezintă și ne reprezintă de foarte multe ori în ochii celorlalți, ne prezintă ca fiind o țară civilizată, modernă,
contribuie foarte mult la imaginea României. Modul în care dânsul evită bălăcăreala zilnică, cum o făcea fostul președinte Băsescu, e o realitate. Niciodată n-am fost de acord cu, cum îi spuneam, cu cuveaua de la ora 6 sau cum, cu modul ăsta de intervenție în politica internă. Cu siguranță are un rol în politica internă extrem de important. Și sunt convins că administrația prezidențială joacă un rol activ în politica internă. Dar faptul că se concentrează, iată, pentru prima oară pe o problemă foarte mare a României pe care noi nu o rezolvăm de 27 de ani post-revoluționari, dar și înainte erau poate aceeași probleme de educație. Faptul că își asumă un rol și cred că are un rol extrem de important de menținerea României pe un parcurs european și de menținerea și asiguranței naționale a României prin relațiile pe care dânsul personal le dezvoltă în NATO, sunt câteva roluri extrem de importante. Știu că foarte de multe ori nu sunt atât de vizibile în media, nu sunt cancanurile care se facă știrile de zi cu zi. Dar, per total, da, poate fi pentru mine personal este un exemplu. Este un exemplu de decență, de bun simț, ceea ce până la urmă eu ca politician și ca tânăr, indiferent, pot să fac politică astăzi, pot de mâine să nu mai fac. Dar da, îmi doresc un președinte așa cum este Klaus Iohannis. Cum vedeți disputa aceasta dintre dânsul și domnul Tăriceanu? Din ultimele zile am tot văzut tot felul de declarații mie publice declarațiile ale președintelui, celor da. Doi. Declarațiile președintelui sau președintelui Iohannis mi se par corecte. Corecte în principiile pe care dânsul le-a anunțat în 2014. Da, am făcut campanie. Știu, cunosc foarte bine mesajele de campanie și mi-am aminte modul în care am prezentat acea platformă până la urmă și noi cerând sprijinul pentru președintele Iohannis în campanie electorală. Dânsul nu s-a abătut de la acele principii. Diferența majoră este însă că cu ce program au venit PSD-ul la guvernare, cu Balde, mă rog, cu domnul Tăriceanu împreună, modul de program de guvernare pe care el l-a prezentat, faptul că astăzi cineva, inclusiv președintele României, le atrage atenția sau îi taxează pe greșelile mari pe care le fac, este până la urmă, face parte din, exact din rolul acela de mediator pe care dânsul are. Faptul că președintele Senatului face afirmații la adresa justiției, face acest joc extrem de ciudat și încurcat și uneori greșește foarte mult și cred că greșește și dăunează României, nu mi se pare deloc anapoda, ca să spun așa. Este o poziție corectă, fapt, repet, că cred că are toată autoritatea morală și instituțională să facă declarațiile pe care le face și aici mă refer la președintele României. Despre domnul Tăriceanu îmi pare rău, dar chiar n-aș vrea să mai purtăm foarte multe discuții pe subiect, pentru că, na, e așa, n-a crescut prețul la benzină, crește, nu crește, nu știu. Ce relație aveți cu liderii Partidului Național Liberal? La cine vă referiți? Cu domnul Orban, ce relație aveți? Am o relație bună pentru că, la fel ca și foarte mulți membri de partid, ne cunoaștem de foarte mult timp. M-am mutat în București imediat după ce intram la facultate în 2007 și am intrat direct în campania pentru alegerile europarlamentare la vremea respectivă și imediat am continuat pentru alegerile locale, unde președintele la București a încercat domnul Ludovic Orban, candidat la primăria capitală a fost domnul Ludovic Orban. L-am cunoscut foarte bine, nu știu, începând de la, mi-aduc aminte că făceam, cred că toate proiectele și toate ideile posibile pe care le-am avut la momentul respectiv, cu toate ne-a ajutat și până la urmă ca și candidat ne-a permis să le facem la momentul respectiv. Am dus multe bătălii împreună, multe bătălii în care știam poate de la bun început că nu vom avea succes. Este un om care mie personal mi-a demonstrat prin răbdarea și încrederea fantastică pe care a avut-o în colegii săi de partid, că poate să ducă partidul acolo unde trebuie. A demonstrat acest lucru și în această vară și din nou de la el am învățat un lucru extrem de important. Că atât timp cât organizația, organismul nu te recunoaște, este extrem de dificil să faci ceva cu acel organism la susținere. Cred că am o relație bună, am o relație de respect, este președintele Partidului Național Liberal, ne consultăm ori de câte ori avem ocazia, sper să am ocazia să lucrez cu domnia sa și ca președinte al organizației tineret, pentru că, așa cum mi-am spus și domniei sale și le spun tuturor, chiar cred că partidul astăzi are nevoie, poate de, în momentul în care dânsul a fost ales președinte al Partidului Național Liberal, a fost cu adevărat un foarte mare val de simpatie și de chef de politică, cum îi spunem noi, în partid. A crescut această recunoaștere a domniei sale în partid. Și a potențialului pe care până la urmă Partidul Național Liberal îl are. Cred că acum este nevoie și de energia pe care noi, tineretul Național Liberal, o putem aduce ca să mergem până la urmă pe aceeași linie, să dublăm eforturile. Cred că tineretul, cu mine ca președinte la tineret și cu Ludovic Orban, poate să întărească până la urmă ceea ce ne dorim cu toții pentru partid. Să devenim cu adevărat principala forță a dreptei, să devenim cu adevărat un competitor, nu că serios, un competitor care să înfrângă PSD-ul. Cum arată opoziția și cum o vedeți în viitor?
Opoziția, vă referiți la noi ca pe PNL în Exact. opoziție. Cred că ar mai trebui poate puțin zvâc, ar mai trebui puțin chef. Chiar le spuneam și colegilor când mergeam prin filiale că am senzația de uneori că nu că în niciun caz că ne-am, dar parcă nu mai avem chef să luptăm cu PSD-ul. Parcă nu mai avem chef, deși avem, ne dau, sunt atât de multe subiecte, atât de multe prostii pe care oamenii ăștia le fac, încât chiar cred că este nevoie de puțină energie, de suflu nou. Și aici vine, aici e echipa de care vă vorbeam, de colegii mei tineri, care cred că putem să facem chestiunea asta. Stăm de vorbă din organizații, de jos în sus. Din punctul meu de vedere, doar așa putem revigora cu adevărat și partidul, și aici mă refer în special la tineret. Pentru că Tineretul Național Liberal a avut această forță. În 2012 am avut acea campanie Luptă cu Puterea. A fost o campanie națională de anvergură pentru noi. Puteam să facem evenimente cu câteva mii de oameni. În egală măsură și colegii de la Tineretul Democrat Liberal, la nivelul anului 2012, aveau o forță recunoscută. Puteam să, noi, să emitem până la urmă ideile care să lupte, de ce nu, cu mișcări cum era pe PDD-ul la vremea respectivă sau USR-ul, cum a fost la nivelul 2016. Noi, ca tineret, aveam aceste resurse. Din păcate, poate și înfrângerile pe care am, poate și fuziunea ne-a afectat destul de tare. Reușim și încercăm acum și vom reuși cu siguranță să unificăm, să devenim, să ne redefinim țelul, să realizăm cu adevărat care este ponderea noastră în partid, care este ponderea și valoarea noastră ca tineret național liberal și să contribuim la plusul pe care sunt sigur că Partidul Național Liberal îl poate aduce societății românești. Există sau a existat la nivelul tineretului național liberal falia dintre vechii peneliști și foștii pedeliști pe care am văzut-o în rândul seniorilor? Da, deci ar fi ipocrit să spunem că nu. Cu siguranță a existat. Pentru că au fost foarte multe momente în care, deși tineri fiind, am fost de părți diferite ale baricadei. Poate uneori am avut senzația că la tineri chiar a fost mai adâncă falia asta decât a fost la seniori. Cu siguranță vă spun că noi și în acest moment funcționăm la nivel de copreședinți. Foarte mulți de colegii mei spun că fuziunea asta ar fi trebuit încheiată în 6 luni de zile. Dacă se încheia în 6 luni de zile după alegerile prezidențiale, după când a început practic fuziunea partidului, poate situația asta ar fi arătat altfel. Dar cu siguranță a existat, încă mai există anumite reminiscențe, dar am încredere că alături de cei doi contracandidați ai mei, pentru că astăzi suntem contract și vor fi contracandidați până pe 22 octombrie. După 22 suntem obligați să fim împreună și vă asigur că vom fi împreună la aceeași masă alături de colegii din tineret, pentru că în niciun caz nu ne putem permite luxul astăzi să mai vorbim de fostul. Nu. Suntem într-un singur partid, suntem într-o singură organizație de tineret. Trebuie până la urmă să înțelegem că timpul este foarte scurt până la următoarea campanie electorală. Dacă ne dorim cu adevărat să contăm ca tineret în jocul, în sânul partidului, iar ca partid să contribuie, să contăm cu adevărat în jocul politic în România, trebuie să fim uniți. Și să vedem până la urmă interesul nostru ca partid politic. Să ne promovăm ideile noastre, să ne promovăm energia noastră și, de ce nu, oamenii noștri, în special din organizația tineret. Domnule Radu Surugiu, eu vă doresc mult succes. Mulțumesc. Și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu dragă inimă în studioul nostru ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. Vă mulțumesc pentru invitație și cu siguranță voi mai veni. Vă mulțumesc. Cu mare drag.